Universitatea de Vest din Timișoara, studenții internaționali sunt foarte importanți, pentru că internaționalizarea în general este considerată a fi un indicator de succes, un indicator al vizibilității și al prestigiului nostru. Așa încât suntem interesați să îi aducem la universitatea noastră și, evident, să le creăm toate premisele pentru succesul academic. Astăzi am avut cea de-a doua ediție a evenimentului intitulat Welcome Day at UVT, a doua ediție de acest fel, un eveniment care se dorește a aduce împreună studenții și diversi reprezentanți ai instituțiilor, organizațiilor din România, precum Serviciul de Imigrări Timiș, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și diverse organisme instituționale interne, Serviciul Social, Serviciile Ligilor Studențești, pentru a facilita această comunicare între studenții internaționali UE, non-UE și acești reprezentanți, pentru că știm că foarte mult se confruntă cu probleme administrative și ne-am propus ca în lumina acestui eveniment să reușim să le facilităm comunicarea cu ei. Împreună cu studenții tutori, pentru că Centrul Coordonanță și programul Peer-to-Peer Tutoring, dorim să venim în sprijinul studenților informându-i cu privire la serviciile de care aceștia beneficiază, atât la nivel de integrare, cât și pe tot parcursul anilor de studii pe care îi voi avea în cadrul universității noastre, la Universitatea de Vest din Timișoara. Motivul pentru care am ales să fiu voluntar este că deja am făcut un voluntariat la Sinergia, unde mă ocupam mai mult pe partea de limbă, iar Peer-to-Peer se ocupă mai mult pe partea de acomodare a studenților. Ca român mi-a fost greu să mă acomodez de la un oraș la altul, la viața de student, la tot ce înseamnă viața independentă și cu siguranță o mână de ajutor face această acomodare mult mai ușoară și simți că nu ești singur, simți că ai pe cineva pe care te poți baza și care să, nu știu, să ofere orice sfat. Și cred că este foarte important. I did my undergraduate here, went back to Nigeria, and now I'm back for my masters, you know, because Romania has a very deep place in my heart, you know, so I'm connected. It's a beautiful experience. You know, the people make the place, you know, so the International Relations Department was always open. In fact, I interned there for about 3 months, you know, so they've been supportive. And I was also opportune to get a scholarship from my undergraduate, you know, so I have only good words to say about Romania and UVT.